l-a vrut. Au nebunii salcâmii de-atâta primăvară, umblă de spuia prin ceruri cu tot sufletul în afară. Și l-au scos de dimineață alb și încărcat de rouă, cu mirezme tari de ceruri smulse dintr-o taină nouă. Au nebunii salcâmii și cu boala lor odată s-a întâmplat ceva în pare, și cu lumea asta toată. Sările aiurite îți scos sufletul din ele, pribegind de doruri multe, călătoare printre stele. S-a îmbătat pădurea verde, numai așa de calmă ține luna lunguiață ca pe o inimă în palmă. Fiu cu minte. Care este expresia artistică pentru sentimentul de dragoste la Curor Gheorghe, cu referire specială la concertul de azi? Foarte complicată întrebare. Expresia artistică? Expresia artistică este spectacolul care va fi în seara asta. Dar bineînțeles. Sigur că spectacolul din seara asta e un spectacol mai special, pentru că eu, urmându-mi proiectul meu cultural, programul meu cultural, practic, de ani de zile, așa cum am promis, după ce am făcut acele restituiri de folclor și de muzică interbelică, după ce am făcut anotimpurile poeziei care mi-au ieșit 5 mie, cu Orchestra Simfonică și Cor Academic, după ce am făcut poezia pentru copii și poezia închisorilor comuniste în spectacolul cu Iisus în celulă, am făcut un ciclu de spectacole dedicate unor personalități poetice, unor poeți, a zice, mai mulți sau mai puțin cunoscuți, de pildă. De pildă, poezia necunoscută a domnului Caragiale, puțin nu știe ce poet e Caragiale. Am făcut poezia lui Grigore Vieru, poezia lui Macedonski, poezia lui Mircea Micu, Sorescu. Și iată acum a ajuns să fac acest spectacol din poezia lui Adrian Păunescu. Am ales această temă pentru că Adrian Păunescu, o personalitate, un personaj foarte controversat, înjurat de multe ori degeaba, și în spectacol să și explic de ce. Și o parte din poezia lui, poezia de dragoste, mai puțin cunoscută. Din punctul meu de vedere, dimensiunea poetică major a lui nu e poezia socială în care el credea, și se credea bun, ceea ce e adevărat, și din punctul meu de vedere poezia de dragoste a lui. Și veți vedea asta în spectacol.
la poarta mândruții mele. Cresc ierburi și floricele la poarta mândruții mele. Cresc ierburi și floricele. Crește iarba și nechează, mândra plânge și oftează. Murgul paște și nechează, mândra plânge și oftează. Plângeți-o și lăcrimați, că voi sunteți vinovați. Plângeți ochi și lăcrimați, că voi sunteți vinovați. Tot ce vedeți, nu uitați. Tot ce iubiți, nu lăsați. Tot ce vedeți, nu uitați. Tot ce iubiți, nu lăsați. Dacă zici că am trăit bine, oftează și pentru mine. Dacă zici că am trăit bine, oftează și pentru mine. Dacă zici că trăit rău, las mândră coi, ofta eu. Dacă zici că trăit rău, las mândră coi, ofta eu. Cât de rochet am trăit, într-o cămașă am dormit. Cât am trăit, într-o cămașă am dormit. Credeți despre drepturile de autor și dacă și dumneavoastră considerați că este o adevărată hoție ceea ce fac cele două entități particulare care colectează aceste taxe sub oblăduirea legislativă a oamenilor politici? Domnule, eu habar n-am de chestia asta cu drepturile de autor. Nu m-a interesat, nu mă interesează. Pe mine mă fură probabil de o istorie întreagă, dar n-am primit. Primesc din când în când bani de la ei. Absolut, adică ceva așa, nesemnificate. Bine, eu beneficiez, între ghilimele spunând, și de faptul că spectacolul, ceea ce fac eu, nu se difuzează nici pe televiziune, nici pe radio. Eu sunt un tip mai special. Și atunci n-au de ce să-mi dea bani, pentru că eu nu fac șlagăre să se difuzeze, să fie lumea fericită. Eu fac spectacole mai, de altă factură. Iertați-mă, nu se difuzează că nu vreți noastră sau că nu pot? Pe mine nu mă interesează cât uși de puțin și ei n-au habar ce fac eu. Uită, vine încet pe vale, parcă atinge stele, râde, cred că îi se pare că e prins în joc de ele. Nu e fată nici femeie, deși plete lungi atârnă ca un znop de curcubeie peste umerii de zină.
primăvară, primăvară. Râs al mugurilor noi, stai puțin la noi în țară, măcar până la primăvară, poate o să ne sară acel trifoi cu patru foi. Poate l-am găsit vreodată să ne stea norocul-n poartă. Primăvară, primăvară. Tace, răsucind pe un deget, fraget, fir de iarbă mare, ochii verzi, trupul suleget, mersul dulce legănare. Duce-n soare, rupe-o, rază și-o înfige, lingul, bobocel de floare, care tremură și plânge. Primăvară, primăvară, râs al mugurilor noi, stai puțin la noi în țară, măcar până o să răsară cel trifoi cu patru foi. Poate l-om găsi vreodată să ne stea norocul-n poartă. Primăvară, primăvară. Ar vrea să aflu de la dumneavoastră o opinie despre starea caselor de cultură care sunt din ce în ce mai degradate și dacă vedeți o soluție în trecerea lor, în administrarea primăriilor sub această găselniță care înseamnă taxa pe ruină. Doamne, vreau să vă spun că asta e una chiar o tragedie. Din punctul meu de vedere, e o bătaie de joc, pur și simplu. Adică acum s-a speculat și chestia asta absolut jenantă. Știi că a luat foc în București și Dumnezeu să ierte pe toți copiii care au murit acolo, că n-a fost vina lor. Dar știți cum e? Gata, din cauza asta s-au închis acum toate casele de cultură. Și mare parte au dreptate ei, ca să zic așa. Pentru că nu s-a mai investit nimic în aceste case de cultură, au ajuns, cum a spus, niște ruine, erau niște lăcașuri reale de cultură, unde își găseau locul diverse cluburi, manifestări artistice, nu mai nimic. În mare parte, eu care umblu prin țară și erau locurile unde eu îmi desfășuram practic activitatea mea, adică unde făceam spectacole, s-au făcut restaurante, s-au făcut baruri, tot felul de prostii, au închiriat administrația, managerii au închiriat diverse săli de bingo, de biliarde, de lupte, de tangouri, de tot felul de manifestări, numai act de cultură nu se mai întâmplă. Și asta este pentru că probabil nu s-au înțeles la bani cei care diriguiază, cei care conduc sindicatele. Pentru că aici e toată povestea. De la bun început ar fi trebuit ele să fie preluate de municipalitate și municipalitățile să îngrijească, să aibă un loc al comunității, al primăriei unde să-și facă manifestările culturale, pentru că aceste edificii au fost făcute. Dar ea se ceartă, absolut ridicolă situația. Nimeni, sindicatele nu mai există practic decât așa, din când în când apare câte un lider din ăsta sindicat care constat că pe măsură ce trece timpul se îngrașe și pe la televizor se vaită, dar îi mai scot din când în când în stradă când au nevoie de nu știu ce. Mai fluieră, mai cântă, mai dansează, mai cer. Sindicatele ce să spun?
Și atunci, neinvestindu-se nimic în aceste case de cultură, că nu au avut bani și niciun interes, ele s-au degradat, fără doar și pat. Cineva ar trebui să pună mâna pe aceste lăcașuri de cultură și să le reabiliteze, câtă vreme ele există. Dar mie mi-e teamă că se întâmplă cu ele și s-a întâmplat cu toată industria română, s-a ales praful de toate clădirile de infrastructură, ca să zic așa. Eu sunt de acord. Gaură neagră, cheltuia enorm din punct de vedere energetic ca să ține marile combinate și marile... Mă, dar nu o le distruge. Adică închide-le, pune-le în conservare, o să vină un japonez deștept, să zicem, și să retehnologizeze. Dar nu distruge clădirea. Ori am senzația că așa se va întâmpla și cu aceste case de cultură. Se vor demola. Și în locul lor o să apară un bloc al, nu știu, cărei companii multinaționale. Probabil. Mi-ar părea rău. Amărâtă turturea, când rămâne singura, că soția și-a răpus, jale nu e de spus. Că trăiește, tot gelește și nu se mai însoțește, umbră prin flori, prin livede, ni se uită, nici nu vede. Și când șade câteodată, tot pe ramură uscată, umblă prin pădure adâncă, nici nu bea, nici nu mănâncă. Unde vede apă rece, ia o turbură și trece. Unde apa e mai rea, o mai turbură și bea. Unde vede vânătorul, acolo o duce dorul, ca să o vadă, să o lovească, să nu se mai pedepsească. Când o biată păsărică de dor inima strică, încât primește să moară pentru a sa soțioară, dar e om cu-n altă fire decât ea, mai cu simțire, cum poate să-mi fie bine? O amar și vai de mine! Adrian Băunescu, eu țin minte așa o definire a lui pe vremuri într-o România literară, nu știu cine a spus, dar spune așa: poetul dintre dragoste și război, îl încadrăm aici. Exactly. Da. De altfel, una dintre poeziile care sunt în spectacol în seara asta, chiar așa se cheamă, declarație de dragoste. Eu când am făcut o declarație de dragoste, parcă am făcut declarație de război. Să fie între ultimii, dacă nu chiar ultimul, mari poeți care au pus flacără în poezia de dragoste? Nu, nu. Poezia de dragoste urmează. Sunt, cum să spun, la mine o chestie mai specială. Din generație vorbesc. A, din generație, da. Bine, eu am și spus, odată cu moartea lui, pentru mine poezia română s-a oprit. La el s-a oprit pentru că eu am fost contemporan cu această generație, eu am... Adolescența mea artistică s-a desfășurat sub blânda oblăduire a unor mari spirite, începând de la Vulpescu, în primul rând. Vulpescu, Nichita, Sorescu, Ion Alexandru, Cezar Ivănescu, Blandiana, Păunescu, Vieru, toți, vezi,
mi-a mai rămas, îmi mai rămăsese Adrian Păunescu, a murit și el. Eu nu mai, eu am simțit ritmul poeziei lor atunci când am făcut spectacole și m-am pus în slujba poeziei lor, pentru că am fost contemporan cu ei. George, da. Cum să spun? Acum, generația de astăzi, ei și-au găsit într-un fel în mine, Dumnezeu a vrut așa, omul care să le pună într-un fel în valoare poeziile. Acum trebuie să apară un tânăr care să pună în valoare poezia generației lui, poezia poeților de azi. Eu mă uit să văd ce poezie se scrie astăzi și sunt speriat ușor. Dar mă rog, fiecare perioadă a istoriei și a vieții își are reprezentanții. Of, ce dor, ce chin, ce jale. Pe la poarta dumii tale, ce dor, ce chin, ce jale mari. Pe la poarta dumii tale, foaie verde, foaie lată, la ciolpan, la crucea înaltă, la marița sprincenată, bat-o Dumnezeu s-o bată. Sprincenile mă doboară, ceabalelele, lelișoare,
Veniți cu drag la Roma? Păi vin cu drag, că o să mai am unde să vin. Sigur, sunt orașe mari în țară unde mă duc cel puțin la fel de rar ca la Roma. Dar totdeauna am considerat și consider că aceste orașe, nedreptățite din punct de vedere al manifestărilor culturale, de valoare, a zice, lucruri importante, trebuie sprijinite, pentru că e mare păcat. Oamenii născuți și crescuți în Roman n-au nicio vină în fața lui Dumnezeu că nu n-au cea oia din București, sau oia din Nas, sau oia din Cluj, sau, da? Sunt și ei tot oameni și ar fi normal, cred eu, ar fi firesc să aibă pe această scenă spectacole mari. Este înainte, jucam pe scena naționalului din Craiova și aveam un program clar. Făcea parte din programul teatrului. Acopeream noi Teatrul Național din Craiova, toate micile orașe ale regiunii Oltenia. Că nu exista zi în care teatrul, săptămână în care Teatrul Național să nu aibă o zi de plasare într-un din orașele mici ale țării. Adică, la Roman ar trebui obligatoriu, din punctul meu de vedere, aici având două instituții la doi pași o săritură de cultură importante, adică două filarmonici și Bacău și Iașu, două teatre și Iașu și Bacău, aici ar trebui săptămânal să aibă loc câte un spectacol. Foaie verde s-a floricică albastră, dragă, floricica mea. Mai la deal de floricică, mai la deal de floricică, Pascailui Ionică, Pascailui Ionică, dragă, floricica mea. Mai la deal de floricică, Pascailui Ionică, dragă, floricica mea. Va freză aici, vântulețul răcorește și mândruța mi-l păzește, dragă floricica mea. În străinătate nu mai am niciun fel de plăcere să mă duc. Pentru mine, marea bucurie a fost înainte de 89, când într-adevăr m-am dus cu mare dragoste și unde eram primit absolut extraordinar, pentru că acolo mă întâlneam cu adevărata emigrație, ca să zic așa, diasporă românească. Erau oameni care fugiseră din țară pe criterii politice, pe neadaptare și nu mai aveau voie să se întoarcă înapoi. În clipa în care ei erau acolo, aici familiile erau persecutate, venirea lor înapoi în țară ar fi însemnat arestarea obligatorie. Și atunci, singura legătură cu țara era eu cu poemele și cântecele mele. Și ei mă primeau într-adevăr extraordinar. Diaspora de astăzi nu mai mă onorează, câtuși de puțin. Pentru că nu mai e o diasporă
cum se spune, economic plecată. Ori am mă duce eu, de pildă, la Roma, unde mă tot cheamă, la Roma, la Madrid, la, mă tot cheamă de ani de zile, și să nu știu să le cânt o manea ar fi o tristețe mare. Înțelegi? Și atunci prefer să nu. M-am dus la Milano, acum 2 ani, cred. M-am întâlnit cu oamenii de acolo și un altfel de public. Bine, la mine oricum vine altfel de public. Îmi pare foarte rău că te dezamăgesc, dar românii care trebuie să vină la spectacolele mele nu vin. Poate tocmai de aia, crezând că se amestecă și nu le face plăcere. Să spun din experiență. Mă doare asta. Am fost anul trecut în Germania. Sigur, la Stuttgart am avut o sală de 500 de oameni extraordinari, care la final erau în lacrimi și fericiți. Doamne, nu se pune problema asta. Sigur că mă primez bine. Nu mai îmi face mie plăcere să mă duc. Asta e cu totul altceva. Ba da. Mi-a făcut plăcere. Dar știi cum să spun. Mie mi-era drag să mă duc în Australia, în America. Aici, dacă le e dor de părinți și de acasă, se urcă în avion și vin repede în 2 ore. Dacă vor să vadă un spectacol de calitate, nu-mi face plăcere să mă duc să cânt în sălim proprii. Pentru că românii nu... pare rău să spun asta, știi? Dar ei se zgârcesc acum în Germania. Adică își puneau problema să coste totuși 15 euro un bilet la Tudor Gheorghe, li se pare enorm de mult. Și am spus, sunteți total nebuni. La Fălticeni mă plătesc ăștia din România, amărâți ăștia, mai mult decât voi. Au altfel, gândesc altfel. S-au rupt. Asta este. Vreți să vedeți un spectacol de calitate? Bite în România. Avion, paf, condiții excepționale. Vedeți Primăvara Simfonic, cum să spun, Corul Madrigal, Orchestra Națională Radio în spate, 4.000 de oameni în sală la Sala Palatului și vedeți ce înseamnă. Asta sunt. Un dor bolnav mă-ndeamnă tainic către tine, cu el colind oceanul zărilor senine, cu el adorm plângând în inima-mi priveagă, o dor bolnav cine să te-nțeleagă. Numai tu, doar tu poți să înțelegi calvarul unei inime priveci cu ochii tăi divini, durerea mea alini și-ntreaga deznădejde mi-o deslegi. Luna asta plină de păcat, inima doar pentru tine bate, nu, nu ți-o n-o zdrobi, mereu te va iubi, întreaga viață sclavă îți va fi. Era o noapte cum n-a fost alta vreodată, când stele mii luceau pe bolta crenelată. De îmbrățișarea mută, tu fericită mi-ai șoptit pierdută. Nu, nu, s-o numai tu, dar tu poți să înțelegi calvarul unei inime priveci cu ochii tăi divini, durerea mea alin, întreaga deznădejde mi-o deslegi. Lumea asta plină de păcate, o inimă doar pentru tine bate, nu, nu, să mă zdrobi.
te va iubi. Întreaga viață sclavă îți va fi. Sunt. În continuare. Sunt. Ultimele mele spectacole cu Taraful. Mai că, vezi, nata Cobza nu poate să stea lângă Adrian Păunescu. Cobza stă lângă folclor, stă lângă poezia populară. Și atunci, atunci când e vorba de restituirile folclorice de care vorbeam, acele 5 spectacole făcute de mine cu muzica populară ce se cânta în perioada interbelică, atunci obligatoriu e Cobza la mine în brațe, pentru că asta reprezintă sufletul românului. Nu știu, habar n-am, acum am alte gânduri. Cine știe, s-ar putea. S-ar putea. Eu mi-am făcut datoria, am făcut acele 5 spectacole de folclor, cântece adevărate. Și din păcate, alea de le cânt eu, nu le vedeți nicăieri. Din păcate. Se difuzează tot felul de aberații folclorice, mă rog, peste... Și asta mă doare foarte mult, pentru că, nu pentru mine, nu mă interesează pe mine, dar pe mine mă doare faptul că aceste cântece extraordinare nu sunt preluate de generația tânără de copii care cântă și cântă făcături din astea folclorice, în loc obligatoriu ar fi. Și acum ne-am spus, când am fost în juriile astea de folclor, a fost președintele juriului la Festivalul Maria Tănase de vreo 2 ori. Pretenții mele au fost așa de mari încât m-au dat afară, m-au schimbat. Că nu mă potriveam cu ce voreau ei. Dar asta ne alinge. Și am spus, vrei să vii la Festivalul Maria Tănase? Nu mai veniți cu vorbe de astea. Știți cântecul ăsta l-am auzit de la bunica, de la... Aiurea, nu mai există. Bunica ascultă Taraf. Bunica se uită la televizor și ascultă Favorit, se uită la Etnos. Nu mai e. Nu mai e. Așa că e rar de tot. Nu mai. Folclorul a murit. Uitați-vă la mine. Folclor, gata. Folclorul a început să moară din clipa în care s-a inventat rima ogorul, tractorul. Din secunda aia, folclorul a început să coboare. Implorăm în mâine.
mai spune-mi încă o dată cuvinte învătătoare, nimicuri arzătoare, cu cartul mai robit. Frigurată, trecoară meu șoapte, lumină neagră noapte, din sufletul întrudit. Așterne alinare, ca sufletului rană, căci inima-n sărmană, imploră mângâiere. Mai spune-mi încă o dată cuvinte îmbătătoare, nimicuri arzătoare, cu cartul mai robit. Este bine cunoscut faptul că din perioada comunistă ați fost constrânsă în proiectați, pentru că erați... Nu tot timpul, nu. A fost o perioadă... M-au interzis definitivă perioada, da, dar asta, da. Și sunt sigură că și pentru politicienii de astăzi puteți fi considerat în comun. Sunt adevărat. Dovadă că nu mă onorează cu prezența lor la spectacolele mele. Nu vin. Exact. De aceea eu vă întreb în felul următor. A fost acea perioadă cea mai dificilă din carieră sau sunt datele pe care ați dat în descoperiția? Nu, din punct de vedere al vieții mele, ca să zic așa, cea mai dificilă perioadă a fost perioada trecerii mele din copilărie în adolescență, când a fost arestat și închistat, a condamnat 22 de ani. Aia a fost perioada grea pentru mine, pentru că m-a lovit exact în perioada cea mai dificilă, de la copil la adolescent. Dar, fiind o fire foarte optimist, am trecut peste aia și iată că m-am ajuns totuși ce am ajuns. N-am luat în seamă. Vezi, mie îmi displac profund oamenii care se plâng. Și n-am putut să fac, am fost oprit. Nu te-a oprit nimeni niciodată să faci nimic. Pe mine m-a oprit și m-a oprit un timp. Și după aia mi-am dat drumul. Nu se poate. Și acum ce să mă opresc? Am făcut acel spectacol cu degeaba care nu convine nimănui. Dar absolut nimănui. Dar nu... Mi-a fugit dorul de acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, l-a prins vremea rea plecat. Și mi-e teamă că a înghețat dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, l-a prins vremea rea plecat. Și mi-e teamă că a înghețat dorul. Dar s-a întors la săptămână dorul, cu trei flori de gheață în mână dorul. Jumătate niscunea, jumătate viorea, parcă legănat de o stea dorul. Jumătate niscunea, jumătate viorea, parcă legănat de o stea dorul. Partea jumătate ninsă dorul, s-a topit de steaua încinsă dorul. Și din dorul călător a rămas doar dorul dor, numai lacrimă
dorul de acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, n-a prins vremea rea plecat, și mi-e teamă că a înghețat, dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, n-a prins vremea rea plecat, și mi-e teamă că a înghețat, dorul. Și ultima dată a venit la urmă cu lecția, o lecție, o altă lecție. Da, da, da. Și cu ce vor rămâne? Vor rămâne cu redescoperirea sentimentului de dragoste și vor descoperi un poet, Adrian Păunescu, pe care nu-l știu, decât aparent. Înțeleg tinerii astăzi ce este dragostea? Dragul meu, tinerii se împart astăzi în două categorii, unii care vor să știe și alții care nu interesează. Ăia care vor să știe au șansa să continue să devină oameni. Ăia care nu interesează rămân să fie, să creadă orbește în ce li se spune. Și asta este. Este cel mai mare pericol și cel mai grav. Lipsa de educație, lipsa de repere etice, morale, adevărate. Nu mai au. Copiii nu mai au de ce să se sprijine. Lor li se arată și li se spune la tu. Vede mereu la televizor, da? Aici este informarea numărul 1. Spune mereu. Vedem, îi arestează pe ăștia, îi duce, ne spune câte milioane, sute de milioane au furat și după aia îi vedem liber plimbându-se. Și atunci tânărul meu, ce rost are să învăț? Uite, becali câte clase are. Borci, ai văzut ce viață duce. Ce rost are? E dureros, e dureros. Eu mă întâlnesc cu tinerii, m-am întâlnit cu ei în străinătate și pentru mine sunt încrezător, eu sunt încrezător în potențial fabulos al creației și al potențialului creativ al acestei generații asta, a voastră, tinerii de astăzi. Și acum am spus, voi aveți datoria exact ce au făcut prepașoptiștii care pe la facultățile din lume s-au întors și au făcut România. Așa și doctoranzii mei de azi și intelectualii mei de azi care stau prin străinătăți la marile universități ar trebui să vină și să facă din nou altă Românie. Sigur că le-am și spus, dacă veniți 20 vă mănâncă ăștia de nu vă vedeți. Dacă veniți 4.000 odată, unde lucrați sex de la CV-urile voastre multinaționale, uite așa vă primesc. Uite așa vă primesc, dacă scrie Harvard pe tine. Ia să vezi tu cum îți găsești loc. A, nu avea pretenții să intri în guvern, în chestie de asta. Nu, nu, nu. Acolo trebuie să vă câștigați locul. Cum ar arăta țara asta dacă Parlamentul României ar fi compus în o 300 de minți din ăștia întorși din lume. Vara, iarăși peste noi, vine de departe, vine de aproape, oameni de zăpadă pleacă înapoi, înapoi în lacrimi, înapoi în ape. Trec peste câmpie, carnă de flori, urcă înspre munte, verguri de lumină, ne simțim deodată iar nemuritori. Poate orice boală peste noi să vină. Trec înspre câmpie, carnă de flori,
urcă înspre munte, verguri de lumină, ne simțim deodată iar nemuritori. Poate orice boală peste noi să vină. Se aude plânsul mamelor din veac, se aude brațul bărbătesc de tată, care dă cu barda iarăși pe arac, ca să fie vița lumii luminată. Primăvara cade peste noi adânc, n-o vom duce în brațe, o vom duce în sânge. Mugurii pe ramuri au născut și plâng, un cocor deasupra revenirii plânge. Primăvara cade peste noi adânc, n-o vom duce în brațe, o vom duce în sânge. Mugurii pe ramuri au născut și plâng, un cocor deasupra revenirii plânge. Doamne, am fost un membru în Consiliul de Administrație și propus de dor să fiu președinte la Televiziunea Națională. Când am spus ce am de gând dacă vreau să fiu președinte, m-au dat afară imediat. Au spus, e pericol. Regretăm că e o instituție care ar trebui să funcționeze. Ea a început să funcționeze atâta vreme cât a fost un anume domn Nicolau acolo. Un om care făcuse dintr-o editură inexistentă Nemira, da? Făcuse o editură de marcă în țară. Și câte vreme a fost președintele televiziunii, a ridicat material, vorbind extraordinar, a lăsat bani mulți acolo, făcuse, începuse de astea să lucreze altfel. Și, normal, dacă merge un lucru foarte bun în țara asta, trebuie să facem în așa fel, cumva, să nu mai meargă. Și ia cât am reușit. Ce dezastru, e nenorocire. Și televiziunea asta ar trebui desființată, din punctul meu de vedere, închisă pentru, eu știu, o săptămână de zile, date numai filme, știri și regândit tot. E o cometrie în televiziunea asta, e o rubedenelă între ei ce nu s-a pomenit. N-ai, dacă ești un tânăr talentat și vrei să intri cu idei în televiziune, n-ai loc. N-ai loc. Asta vă spun ca om care cunosc din interior toate treburile astea. Cum să meargă bine? De pildă, toate televiziunile astea private, am făcut un spectacol extraordinar la Sala Palatului, care a durat o săptămână. Se chema Săptămâna Risipitorului de Frumusețe. O săptămână, seară de seară, în care făceam alt spectacol. Deci nu se repeta niciun vers dintr-un spectacol în celălalt. Nimic, pe 7 teme total deosebite. Toate televiziunile astea private au făcut din asta aproape un eveniment. ProTV m-a chemat în direct la ESC, am stat de vorbă cu ea, la Antena 1, la Canal D, la toate astea. Singura televiziune care nici măcar n-a amintit care loc un asemenea eveniment a fost Televiziunea Națională, TVR. Și mă bătusem alături de Răzvan Teodorescu și Ecaterina Oprăiu cât am fost membru în Consiliul de Administrație. Nu, membru CNA, am fost chiar membru CNA. Mă bătusem pentru înființarea TVR Cultural. Și reușisem asta. Foie verdele în sălciu, foie verdele în sălciu, și tu-i fi pe lume viu, de nimeni nu vreau să știu, și de-o fi să mai trăiesc. La toți nu mă căciulesc, că dacă mă-i căciulimă, da ce dracu-i mai trăi. Meu, l-au băut voi în pârău,
să-mi îmbuciu, eu când mă